Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit la Deșteptarea României, oameni buni. Încheiem astăzi luna dedicată mediului la Europa FM. Știți demersul nostru, vreme de un an Europa FM va face în fiecare lună campanii despre o temă fundamentală a României. Ce probleme avem, care sunt soluțiile și cum putem să le rezolvăm împreună. Ce este foarte interesant la demersul nostru este că vom sta de vorbă între părți, ca să spunem așa. Vom sta de vorbă cu specialiști, cu experți, cu oficiali ai statului român, dar de fiecare dată îi vom pune în legătură directă cu voi, astfel încât să puteți să vorbiți, să colaborați, să le expuneți problemele așa cum le vedeți voi din teritoriu, dar să și primiți răspunsuri. Speranța noastră este că la finalul fiecărei luni plecăm măcar cu o idee care poate fi aplicabilă, cu o idee care funcționează, iar unul dintre oficiali ne va lăsa o promisiune. Astăzi alături de mine este ministrul mediului Barna Tanțoș. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Este a patra dezbatere legată de mediu. Bine ați venit! V-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim că ați acceptat. Am văzut deja când am făcut anunțul că lumea se înscrie foarte mult la telefon. Sunt foarte mulți oameni care o să vorbească cu dumneavoastră. Și rugămintea mea, ca întotdeauna, este aceeași, să aveți răbdare, să ne urmăriți și pe Facebook. Știți că dialogul durează mai mult și că cei care nu vor apuca să intre în direct pot totuși să-și lasă o întrebare acolo pe Facebook. Și o să încerc să fiu atent la ele. Avem câteva concluzii și, ca de obicei, domnule ministru, o să pun și eu două, trei întrebări înaintea celor cu care vor intra în dezbatere. Dar atenție, la 0372069599, astăzi vă invit să-i spuneți ministrului mediului care este urgența de rezolvat din punctul vostru de vedere, da? 0372069599, ce credeți voi că este urgent de rezolvat? Dar unde am rămas din săptămânile trecute? Săptămâna trecută am vorbit despre tăierile ilegale de păduri și concluzia care s-a desprins după o discuție de oră ar fi aceea că avem nevoie de măsurarea sau de verificarea transporturilor la ieșirea din exploatare și de un sistem satelitar de observație a pădurilor din România. E posibil să facem așa ceva în mandatul dumneavoastră? Mă gândesc că vă referiți la acel nou sistem prin care evaluarea cantității sau stabilirea cantității de masă lemnoasă nu se mai face pe picior în pădure, sigur, ci se va face din punctul de vânzare. Acest lucru nu înseamnă neapărat că, cantitatea de masă lemnoasă se măsoară la ieșirea din partida de exploatare, ci pe platforma unde se depozitează. Este obiectivul meu principal pentru acest mandat de ministru, ca să creștem cantitatea vândută de pe platformă. Este într-adevăr și va fi tot timpul o marjă de eroare între cantitatea estimată pe diverse metode științifice învățate, predate la facultățile de silvicultură și cantitatea exact măsurată la bușteanul de 4 metri sau de 8 metri sau de 12 metri. România lucrează așa de câteva decenii și aceste marje de eroare cu siguranță pot da naștere la diverse discuții, interpretări, că se fură sau nu se fură, se transportă ilegal sau nu se transportă ilegal. În momentul de față însă, fiecare transport de masă lemnoasă se măsoară, exact cum spuneți dumneavoastră, la ieșirea din pădure. Pentru că suma al 2 nu permite intrarea pe un drum public a cantităților de masă lemnoasă, de fapt nu permite plecarea de lângă prima rampă avize. Fără aviz. Avizul înseamnă măsurarea cantității, avizul înseamnă, sau sistemul sumar 2 de fapt înseamnă aviz, poză și rută GPS și niciun transport care se desfășoară legal nu poate să plece fără specificarea cantității exacte și ca cetățeanul care verifică această cantitate prin inspectorul pădurii să poată să facă o comparație pe drumul public când vede o mașină în față care transportă masă lemnoasă, să vadă diferența între poză și cum arată camionul, există și această posibilitate.
În momentul în care introduce în inspectorul pădurii numărul de matriculare, îi apare avizul, dacă există, îi apare atașat de aviz, îi apare cele trei poze și vede numărul respectiv, mașina a plecat acum o oră din partida nu știu care de exploatare, merge către locul de depozitare și are următoarele poze. Cu siguranță că ilegalitățile nu vor dispărea 100%. Tot timpul vor fi cetățeni, vor fi agenți economici care vor încerca să eludeze legea și atunci verificările sunt extrem de importante. În primul și în primul rând trebuie să avem parte de sprijinul cetățenilor. Și vin foarte multe mii de sesizări pe inspectorul pădurii că acel transport este suspect, că acel transport nu figurează în sumal și imediat se sună la 112 și se anunță poliția. Cu cât vom reuși să creștem cantitatea de masă lemnoasă vândută din depozit, cu atât lucrurile vor fi mai clare, mai simple. Bun. Și mai legale. O să mă întorc, pentru că sunt sigur că o să avem o grămadă de telefoane pe tema asta, dar am nevoie și de un răspuns la sistemul de returnare garanție, o altă idee care s-a dezbătut aici. Deocamdată fiecare guvern în ultimul an și jumătate a amânat-o. Ce se întâmplă? Săptămânal, aproape zilnic, avem discuții cu producătorii și cu retailerii. Sunt cei mai importanți actori în acest proces de implementare și succesul acestui sistem nu depinde neapărat de hotărârea de guvern și de data la care se emite, ci de conținut și de modul în care producătorii care pun pe piață plasticul, sticla, aluminiul în care sunt ambalate, practic, apă minerală, berea și alte produse, și retailerii care trebuie să administreze punctele de returnare. Suntem la finalul discuțiilor. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu cei mai mari producători de băuturi răcoritoare, bere alcoolice, care pun pe piață cam 70% din produsele de acest gen și avem un punct de vedere clar din partea lor. Dânsii s-au întâlnit cu retailerii și cu asociațiile lor pentru a discuta modul în care se va finanța și va funcționa acest sistem SGR, sistem de garanție returnare. Am avut o discuție separată iarăși cu retailerii și ne apropiem de acel punct final unde putem să dăm hotărârea de guvern. Să țineți microfonul un pic mai departe, că se atinge așa de mască. E la 4-5 cm, foarte bine. Dar înțeleg că doriți o modificare a propunerilor existente, adică... Da, pentru că după consultarea publică din decembrie, atât din partea producătorilor, cât și din partea retailerilor, au venit foarte multe observații. Și varianta propusă atunci de guvern nu a fost acceptată nici de una dintre părți, nici de cealaltă. Și cred că în momentul în care un sistem depinde de cei doi actori importanți și niciunul dintre ei nu consideră că este bună soluția propusă, eșecul este garantat. Da, dar măsura e la dumneavoastră. Știu că sunt multe telefoane, imediat o să intrăm în direct. Măsura e la dumneavoastră, da? Și dumneavoastră trebuie să arbitrați chestiunea asta. Asta facem acum. Da? Deci găsim soluția acceptabilă pentru ambele părți, pentru că România a dat foarte multe acte normative, OTR-uri, OIRP-uri, sistem de returnare, care au dat faliment tocmai datorită faptului că actorii nu au fost consultați înainte de lansarea acelor acte normative. Vreți să introduceți un mecanism de supraveghere a statului? Adică Adică vrem un comitet de supraveghere deasupra acestei entități economice. Un consiliu de administrație, cum ar fi? Deasupra consiliului de administrație de supraveghere. O să fie consiliul de administrație care va conduce această entitate din punct de vedere economic și va exista un fel de o supraveghere unde vor fi instituțiile statului și reprezentanții retailerilor și reprezentanții producătorilor pentru a avea în timp real, practic, feedback. Adică nu aveți încredere. Au fost implementate foarte multe sisteme care au eșuat și cred că este justificată neîncrederea statului în sistemele care au fost gestionate de ONG-uri și de producători, de retaileri, de OIRP-uri, de OTR-uri, de cei care colectează și reciclează. Mă întorc. Termen limită? Știți că s-a angajat, l-am întrebat, am făcut un interviu și cu ministrul anterior. Era vorba că înainte de Crăciun, dar na. Nu, dezbaterea publică s-a terminat la sfârșitul lunii decembrie, n-avea cum să... Aici vă angajați public, știți cum e.
M-am angajat la un moment dat în sfârșitul lunii martie și discuțiile sunt atât de complicate încât ambele părți au considerat că mai este nevoie de timp. Săptămâna viitoare ne întâlnim din nou. Eu sper că între două săptămâni să terminăm discuțiile și să putem emite actul normativ. Bun. Aici e vorba, ca să înțelegeți, în două săptămâni o să apară un document care va permite constituirea unei mari companii care să colecteze plasticul acela. 50 de bani pe fiecare obiect de plastic pe care îl aveți, îi primiți înapoi, dai și plătiți în plus în momentul în care cumpărați unul dintre ele. Poate așa scăpăm de plastic. Sunteți de acord să trecem la dezbaterea cu ascultători? 0372069599. Nu uitați că suntem și pe Facebook. Deja am văzut o parte dintre mesajele voastre. Și haideți să începem să vă auzim, că asta mi se pare cel mai important. Ce considerați voi că este o urgență pentru Ministerul Mediului în acest moment? Victor, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua, domnul Striblea. Bună ziua, domnul ministru. Vă deranjez din București, din sectorul 6, din zona Giulești. Și în legătură cu urgențele și cu tema pe care dumneavoastră a spus astăzi în discuție, problema pe care o văd eu, cel puțin în București, pe partea de poluare, o reprezintă faptul că foarte, foarte multe persoane din București, foarte multe gospodării, se încălzesc încă cu lemne. Și de aici probabil și cererea foarte mare pentru lemn, defrișările ilegale și așa mai departe. Fac o paranteză aici. Da. Când a venit domnul Berceanu acum 4 săptămâni, tema asta a iritat pe foarte multă lume. E un lucru pe care l-a spus și Octavian Berceanu aici. Dar am încheiat paranteza. Da. Dom'le, se vorbește foarte mult despre lemn, despre transportul de lemn, despre tăierile ilegale, de frișe ilegale. Este total adevărat, însă cererea este foarte mare, tocmai de către persoanele care se încălzesc cu lemn. De ce fac treaba asta? Și, de fapt, ajung la subiect unde cred eu că este urgența, pentru că racordarea la gaze, cel puțin în zona Bucureștiului, este extrem de anevoiată și extrem de scumpă. Iar oamenii sunt pur și simplu obligați să facă treaba asta. Un mic exemplu particular, în zona Giulești, cred că 4 din 5 case sunt cu lemne, pentru că facturile de branșare la utilități sunt extraordinar de scumpe și durează foarte, foarte mult. Dacă s-a rezolvat problema asta cu branșamentele la gaze să fie la un preț cât mai acceptabil, vă dau un scurt exemplu. Pentru 5 metri de branșament și țeavă, pe mine mă costă 200 de milioane. Să spunem că eu poate îmi permit să plătesc, dar vecinii mei și marea parte a populației nu își permite să plătească suma asta și bineînțeles că preferă să se încălzească cu lemn, dar măcar de ar fi lemn de calitate, dar bagă pe foc tot felul de resturi și de acolo și poluarea. Ce propui? Propui sau cum vezi soluția, ca să punem în discuția cu ministrul mediului? Eu văd în felul următor. Taxele de branșament, de racordare, să fie rezonabile, adică undeva 1.000, 2.000, 3.000 de lei, nu 20.000, 30.000 pentru o gospodărie. A doua oară văd o soluție ar fi încălzirea electrică cu contoare inteligente pe intervale orare, ceea ce mi se pare destul de interesant. Aici apare partea de panouri fotovoltaice și de prosumator, unde iarăși reprezintă, este o mare problemă și aici, cu racordarea, cu a deveni prosumator, este o întreagă poveste, e o birocrație foarte mare. Tu te-ai aștepta, stai o secundă, tu te-ai aștepta ca statul reprezentat aici de Ministrul Mediului să facă ceva pentru a ieftini branșamentele astea sau a suporta sau să dea un program ca... Eu asta înțeleg. Este posibil. Este posibil? O secundă, Victor. Deci, Parlamentul anul trecut a luat o decizie. Mulțumesc pentru întrebare. Este pertinentă pentru că, într-adevăr, în zona Bucureștiului multe dintre problemele de poluare aerului provin de la încălzirea rezidențială. Parlamentul a luat o decizie anul trecut și a obligat furnizorii de distribuitorii, mai precis, de gaze naturale să facă branșamentele pe cheltuială proprie, astfel încât cei care vor să se branșeze să nu fie împovăriți cu această cheltuială. Sistemul s-a blocat.
au venit atâtea solicitări de branșare, încât pur și simplu distribuitorul nu face față. Ieri, alaltăieri, am vorbit cu președintele Comisiei de Energie din Senat, colegul nostru, domnul senator Antal, discută cu Ministerul Energiei o soluție de compromis, astfel încât, pe de o parte, să scadă costul branșării, pe de altă parte, să fie posibilă realizarea acestor branșamente. S-a făcut la nivelul Ministerului Investițiilor Europene, sau proiectelor europene, o analiză de nevoie, practic s-a deschis anul trecut un program nou de realizare de rețele de gaze naturale, unde au venit solicitări din partea autorităților publice locale de 2,7 miliarde de euro. Deci cam aceasta este minimul necesar pentru a realiza rețele de gaze naturale în România, în comunele unde sau orașele unde nu există. Dar ceea ce putem face noi este să facem acum o analiză minister pe un program de susținere pentru gospodăriile care au asemenea centrale termice pe fosil, lemn în principal, de eficientizare acestora. Deci să venim cu un sprijin pentru a ajuta acești cetățeni să-și cumpere centrale mai eficiente, mai puțin poluante și să predea centralele vechi. Un fel de rabla. Un fel de, da. Pentru că în continuare, într-adevăr, sunt sute de mii de gospodării care folosesc acest mod de încălzire și în 10-20 de ani nici nu văd cum să se schimbe radical acest lucru la nivel național. Victor, încă ești acolo, te ascultam, am auzit că ai spus ceva. Am spus, domnul ministru vorbește despre centrale, mă rog, sunt foarte mulți care se încălzesc pur și simplu cu sobe și bagă pe foc tot felul de lucruri. În legătură cu programul de branșament al gazelor la gaze, eu personal am depus o cerere de 11 luni aștept. Acum 3 luni am depus o cerere prin care am cerut să plătesc branșamentul și să mi se reducă și să primesc banii înapoi într-un termen de 5 luni și încă aștept. Programul care inițial s-a dorit a fi ceva benefic pentru cetățeni, adică racordarea gratuită, de fapt s-a transformat într-un dezastru și probabil branșamentele sunt la nivel zero acum, pentru că sunt supra solicitate. Stai o secundă. Tocmai din problema asta, pentru că oamenii doresc gaze, dar nu au acces la ele. Care e problema, domnule ministru? Adică de ce s-a blocat? Că sunt foarte multe cereri, nu? Și distribuitorul pur și simplu nu face față nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere tehnic. Poate să meargă în ritmul în care anterior pe o piață privată ar fi putut să facă asta, nu? Da, dar el acum spune că nu are banii. Deci nu poate să facă discriminare la unii să facă, la alții să nu facă și preferă să nu facă deloc. Aha. Deci aici soluția ar fi ca ajutorul statului să vină ca un ajutor social pentru cei care nu-și permit, să fie limitat, să nu fie la nivel de 100% finanțare și acolo unde, într-adevăr, este problemă socială și n-are un venit minim garantat familia respectivă, să primească un sprijin de la stat. Dacă astăzi îți faci o casă, că uite, poate asta nu știe multă lume, poți să te branșezi în rețeaua asta de gaz sau intri în blocajul ăsta? Dacă ai noroc să ai rețea de gaz acolo, da? Dacă nu, trebuie să mergi pe varianta de centrală termică pe lemne și asta este situația. Victor, ultima observație, te rog frumos. Permite, da. Ți se permite, te ascultăm. Situația mea este una particulară. Încă o dată eu am luat autorizație de construcție anul trecut, am depus pentru gaze de un an de zile și nu pot să mă mut în casă tocmai pentru că nu sunt gaze, deși ele sunt la mine pe stradă. Adică gazele trec prin fața străzii, sunt la 3 metri de mine și nu merge. Eu vorbesc de o situație reală particulară, mă rog, adică totul este blocat. Și bineînțeles că pe mine mă obligă să bag pe foc. Bineînțeles că pe mine mă obligă să iau niște măsuri de poluare excesivă, când dacă ar merge sistemul respectiv de branșament și lumea ar avea gaze, nici cererea de lemn n-ar mai fi așa de mare, nici poluarea n-ar mai fi așa, excelent, de mare, așa de mare, nici Victor, toate lucrurile astea ar merge cap la cap, părerea mea. Îți mulțumesc tare mult, excelent observația ta și excelentă problemă. Mulțumesc tare mult, 0372069599. Știți că discuțiile merg un pic mai greu, deci vă rog răbdare celor care sunați și sunteți pe fir. Mă uit și pe Facebook în același timp. Horațiu, salutare, bine ai venit! Bună ziua, domnule ministru, distinși de ascultători. Horațiu din Timișoara sunt. Aș dori să vin cu o propunere vis-a-vis de
antevorbitorul meu vis-a-vis de acest blocaj care este semnalat racordurile electrice, respectiv racordurile la branșamentele de gaz. Lucrul acesta este datorat incapacității de preluare documente de către operatorii economici care gestionează rețelele de gaz și electricitate. Și în al doilea rând, de lipsa de constructor atestat și agreat de către aceștia. Ca și soluție, și am să merg pe următoarea problemă care doresc să semnalez, nu trebuie făcut nimic altceva decât delegarea de responsabilitate spre societățile acreditate de Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, până la anumită tensiune, până la anumită putere, respectiv până la un anumit consum de gaz, în așa fel încât doar pentru acea, peste acea putere, operatorii economici să gestioneze. Până la acea putere vine operatorul economic agreat, vine cu soluția propusă, construiește rețeaua și o predă utilizatorului în varianta finanțată de operatorul de rețea E.ON, CEZ și Neopinic, sau finanțată de către consumator, conform ordinului ANRE din martie 2021, în care returnarea se face într-o perioadă negociată de 5 ani. Aceasta ar fi ca și o propunere. Problema care doresc cu adevărat să o semnalez este costul unui kilogram de deșeu pus pe piață, plătit de către operatorii economici, în momentul de față este de 2 RON pe kilogram de deșeu introdus, indiferent că este sticlă, PET sau carton. Okay. Doresc să aduc în evidență următorul aspect. Într-un kilogram de deșeu pus pe piață, constituit din PET-uri, intră aproximativ 30-40 de unități de PET. Într-un kilogram de deșeu din sticlă, de exemplu, un butelem 3 sticle de apă, intră maxim 3 unități. Iar că și plătim 2 lei pentru 3 unități de sticlă care le punem pe piață, nu este deloc normal cu 40 de unități care se pun pe piață și cât de mult poluează PET-ul și cât de mult poluează sticla. Soluție. Propunere pe dumneavoastră. De ce nu se introduce o taxă pe unitatea de produs, respectiv pe unitatea pusă pe piață? Se pune un 20 de bani, un 50 de bani, un leu pentru PET, se pune un leu pentru sticlă sau puncte de cadru de formare. O secundă, Horațiu, să primești și răspuns la chestiunea asta. Mulțumesc pentru sesizarea acestei probleme. Este exact una dintre problemele pe care le discutăm în legătură cu SGR, pentru că acolo sistemul actual este unul relativ ieftin pentru producători. Nu spun că nu există o taxă, nu există o amendă dacă nu respectă legislația de mediu, dar este un sistem relativ ieftin, nu este foarte împovărător. În SGR, într-adevăr, propunerea inițială de sancțiune venea tot la kilogram și discuția se poartă dacă ele trebuie să rămână așa, pentru că, într-adevăr, în kilogramul de ambalaj pus pe piață intră un anumit număr de aluminiu, de doze de aluminiu, un anumit număr de PET, un anumit număr de sticlă. Este într-adevăr o observație pertinentă și este tocmai discuția care încă mai întârzie un pic și se gerează. Vreți să o schimbați, asta înțeleg. Deci trebuie să găsim o soluție echitabilă care să însemne și sancțiune, să însemne și un incentiv care să nu permită producătorilor să ajungă la sancțiune, deci, dar să fie și una corect calculată, să nu fie discriminatorie pentru unii sau pentru alții. Peste două săptămâni trebuie să vă sunăm din nou, că asta e una dintre cele mai importante probleme ale României. Sistemul ăsta de la auzit, SGR, cum se numește, este sistemul care ar putea să colecteze mare parte din plasticul ăsta de-l vedeți peste tot în România. Obiectivul ar fi să aducă înapoi la reciclare și în fabrici, mă rog, sau în locuri speciale 90%, practic vom vedea. Și mai durează de la emiterea actului normativ încă vreo 2 ani ca această societate să funcționeze. Este enorm de complicat. Horațiu, îți mulțumesc pentru comentariile tale foarte pertinente și tehnice. Dați-mi voie să mă îndrept către Carol. Bine ai venit, Carol, la Deșteptarea României. Bună ziua, domnul Tanțoș, bună ziua, domnul Stiblea. Bună ziua. Tot legat de acest SGR doresc să vă spun, pe lângă cei doi actori care i-ați pomenit, respectiv ministerul și producătorul, mai este un actor la fel de principal, populația. În prețul fiecărui produs care ajunge la cumpărător, la beneficiarul final, deja există cuprins prețul ambalajului. De ce este necesară introducerea a 50 de bani, 70 de bani, 80 de bani, un leu, indiferent de suma de care vorbim, suplimentar
pentru a implementa acest SGR. De ce la prețul actual nu se poate vorbi de acest sistem? Da. În momentul de față, prețul într-adevăr include prețul ambalajului și celelalte costuri de producție normal. În toate țările europene unde s-a implementat sistemul SGR, s-a venit cu o garanție care este independentă, practic, de prețul și de costurile de producție, vine peste prețul practicat de producători pe piață, preț care se stabilește în funcție de cerere, ofertă, concurență, acolo chiar statul nu are cum să facă nicio intervenție sau nu are cum să intervină. Vine acest preț pe ambalaj pe care îl plătesc în momentul în care iau de pe raft sticla de apă și mi-l recuperez în momentul în care duc înapoi sticla sau petul. Este o finanțare pe o zi, două zile în plus, adică dau un ban în plus, 50 de bani în plus pentru fiecare produs, dar dacă sunt conștiincios și nu arunc pe stradă, nu arunc în râu, nu arunc nicăieri această sticlă, mi recuperez integral în momentul în care îl duc înapoi la colectare. E o pârghie, Carol. Da, este un îndemn. Mulțumesc. M-ați lămurit. Ok. Mai ai și alt... Nu mă costă mai mult, efectiv. Îl dau astăzi, mine, dacă am dus înapoi sticla, mi l-am recuperat. Știi cum e? Spuneți-i altfel. Este prețul pentru lene. Dacă ți-e lene să duci sticla la aparat, să bagi sticla în aparat, ai pierdut 50 de bani. Nu e mult, dar poate în timp se adună. Carol, mai sunt întrebări sau pot să merg? Da, ar mai fi întrebări. Sunt anumite zone unde se fac rețelele de gaze. Aici mă refer în zona Ciucului, am auzit că este un proiect, populația se poate racorda gratuit la acele rețele noi și paralel în zona Brașov-Feldioara, mai exact, populația trebuie să plătească pentru a se racorda la rețelele de gaze. De ce este această diferență? În anumite zone, într-adevăr, la rețele noi nu se plătește, deci plătești doar ce este pe proprietatea ta, acel proiect și instalația de gaze, și în alte zone, cu toate că există deja rețeaua de gaze, ești nevoit să plătești racordarea, sume cuprinse între 6.000, 14.000, 20.000, în funcție de zona distanță unde este, dacă este pe partea opusă a imobilului, a străzii. Explicația este relativ simplă. Guvernul care a condus Ministerul Fondurilor Europene în 2020 a lansat primul proiect de finanțare pentru sisteme, rețele noi de gaze naturale, unde mai multe ADI-uri, așa se numesc, asociații de dezvoltare intracomunitară, au aplicat din județul Harghita, trei dintre ele au și câștigat în zona Ciucului, unde într-adevăr se finanțează nu doar rețeaua, ci și conectarea, racordarea fiecărei gospodării. În zonele unde autoritățile locale n-au aplicat sau n-au câștigat sau nu s-au făcut acele ADI-uri pentru a atrage aceste fonduri europene, rămâne costul la beneficiar, la cetățean, din păcate. În această aplicație sau în acest proces de alocare de fonduri europene, s-a constatat practic că minimorum ne-ar fi necesare 2,7 miliarde de euro pentru dezvoltarea rețelelor. Îmi dau seama acum că va trebui să facem o ediție și cu Ministrul Energiei, cu domnul Popescu, din întrebările rezultate, dar lucrurile sunt interconectate între ele. Mulțumesc, Carol. Marius, stai o secundă acolo, că am o întrebare de pe Facebook de la domnul George Derencu, foarte interesant punctul lui de vedere. El zice așa: dacă tot facem gunoi menajeri cu toții, da? Dar unii oameni nu sunt puși la plata acestui gunoi din diverse rațiuni, în diverse localități. Ori nu se trec, ori nu vor să plătească. De ce n-ar exista o taxă universală pe gunoiul menajer? Pe care fiecare cetă... Există o taxă universală, dar este la nivel de UAT, Unitatea Administrativ Teritorială. Exact asta spune el, pentru că știți cum e. Unii se declară, alții sunt plecați, unii nu vor să plătească gunoiul și spun: domnule, eu nu particip la chestiunea asta. Sunt foarte multe localități, ni s-a semnalat și în emisiunea cu domnul Berceanu și în emisiunea anterioară cu domnul Coșuleanu cu plasticul. Sunt oameni și primării care nu colectează taxele astea pentru că nu s-au înscris, n-au vrut, s-au găsit diverse metode. Regula este următoarea. Se alege
distinție între taxă și tarif. Tariful este cel pe care îl plătesc eu pe bază de contract la operatorul de salubrizare și acolo este într-adevăr nevoie de 2000 de contracte dacă sunt 2000 de gospodării într-un sat sau de 10.000 de contracte dacă sunt 10.000 de case, apartamente într-un oraș, sau este partea de taxă care este universală la nivelul orașului, municipiul, satului sau comunei și se plătește de către toată lumea. Cine nu plătește tariful, este, primăria este obligată să recupereze o taxă de la... În plata impozitelor. Plata impozitelor, pentru că este un serviciu de care beneficiază teoretic toată lumea și nu pot să spun că nu am deșeu, nu am gunoi menajer. Dacă nu aleg varianta de tarif, trebuie să plătesc taxa. Dacă la nivelul comunei s-a decis că se aplică o taxă universală și nu se face contract individual pentru fiecare, se merge pe acest sistem. Mulțumesc tare mult. E rândul... Stai să văd acum, cred că la Marius, da, Marius, el venise la Deșteptarea României. Salutare! Bună ziua! Eu vreau să discutăm puțin despre poluarea mașinilor. Nu știu dacă există, dar dacă nu există, poate ar fi o idee să înființăm un tel verde sau cum este cel unde faci reclamație cu tăierile de păduri. Văd în trafic foarte multe mașini care efectiv scot un fum negru, alb, depinde de cauza care, și care stai, duce la acest lucru. Stai ca să mă lămuresc, deci cum mai vrea? Adică tu să sesizezi o problemă, să zici... Eu să sesizez o problemă. Aha. Să fie înregistrat într-un sistem, iar mașina respectivă când ajunge să facă ITP-ul, pentru că vrei, nu vrei, trebuie să ajungi să faci ITP-ul și trebuie înregistrată mașina. Că se face pe blat sau nu, cum fac mulți, să nu mai poți să faci lucrul acesta cu mașina respectivă, să trimiți dovada că mașina nu mai scoate fum și așa mai departe. Sunt foarte multe mașini care trec ITP-ul pe șpagă, pe cunoștințe, pe, din diferite modalități. Uh-huh. Sunt foarte multe mașini care aparțin statului, care nu sunt și nu vor fi probabil niciodată sancționate, lucru care iar este foarte deranjant. Multe autobuze din București, vorbind de mașini ale armatei, să vă uitați la repetițiile de la 1 decembrie, dacă vor fi anul acesta, va fi paradă, să vedeți ce fum pot să scoată mașinile alea. Da. Unele sunt tankuri, deci... Nu vorbim de tankuri, da. Vorbim de camioane. Aha. Vorbim de camioane. Okay. Dacă un transportator este obligat să respecte o anumită normă de poluare pe un camion, pe un cap tractor sau pe un camion... complet. Am înțeles punctul tău de vedere. Ai vrea un sistem prin care statul să fie avertizat, ba mai mult să-și facă datoria. Deci dacă, exact. Dacă am o concluzie după 4 luni aproape de mandat de ministru, aceasta este nevoie de un sistem integrat în care cetățenii pot sesiza problemele de poluare. Poluarea atmosferei, poluarea prin sobele în care se arde plastic, de exemplu, sau poluarea prin aruncarea deșeurilor în locuri nepermise. Dacă vrem să facem un sistem funcțional, ne trebuie mai mult decât un telefon verde, pentru că dacă vrem să fim eficienți, trebuie să luăm și de pe internet și prin Facebook. Da, dacă trebuie să fie o platformă din punctul exact. Meu de vedere. Deci colegii mei... O platformă unde să potrivite o filmare cu probă, nu să mă reclame exact. Oricine care cineva o problemă cu mine și să mă reclame doar de dragul de a mă reclama. Trebuie să există o probă. Dar în momentul acesta nici poliția nu acceptă dacă eu trimit o filmare cu cineva care face o depășire periculoasă, îmi spune că nu am camera omologată. Lucru care noi acceptăm. Dacă ne trimiteți o filmare cu o companie, de exemplu, care îngroapă cu excavatorul deșeurile din construcții, așa cum s-a făcut în București, se duce garda de mediu și confiscă excavatorii și aplică amenda. S-au făcut lucruri de genul acesta, dar este nevoie de mai mult. Domnul Berceanu tocmai asta propune prin Programul Național de Relansare și Reziliență, un sistem informatic integrat, o platformă unde să putem sesiza și eu și dumneavoastră, oricine, poluarea râurilor, poluarea cu locație GPS, astfel încât garda de mediu să știe exact unde trebuie să meargă și dacă poate să ajungă în timp util să-i prindă și în flagrant. Cele mai mari probleme cu deșeurile provin exact din aceste poluări unde nu ai posibilitatea să-l prinzi în flagrant și dacă s-a întors și a făcut 2 pași mai încolo după ce a aruncat sticla, după ce a aruncat un sac de gunoi, zice că n-a fost el și dacă n-ai proba, este extrem de greu să aplici sancțiunea. Ajungem însă în altă parte de la întrebarea lui Marius și anume la problema asta foarte complicată a unei taxe de înmatriculare
pentru diverse mașini în România. Nu au știut autoritățile din România să facă acest lucru, a rămas în suspensie. De acest lucru se feresc și primarii, sunt foarte puțini primari care o să aplice taxe suplimentare mașinilor mari poluante. Care, și aici vă întreb pe dumneavoastră personal, domnule Barnatanțoș, care e viziunea dumneavoastră personală asupra acestei chestiuni? Ar trebui să existe o taxă pentru mașinile second hand venite de peste graniță cu sisteme de poluare, cu antipoluare mai puțin complexă? Cel mai complicat este exact această taxă pentru mașini second hand, care să respecte și regulile de concurență, regulile de să nu facem discriminare între cumpărători, între vânzători, între mărci și așa mai departe. Dar România trebuie să decide dacă vrea să folosească taxarea suplimentară ca o metodă de descurajare a cumpărării mașinilor vechi sau a folosirii în anumite zone din orașe acestor mașini foarte poluante. Acest lucru am propus în ianuarie, o dezbatere publică națională pe această temă. Vom începe deja, am avut câteva discuții deja cu producătorii de autoturisme din România. Am avut o discuție de început cu reprezentanții dealerilor auto, cei care vând mașini noi, acolo clar interesul dânșilor și propunerea dânșilor este să se facă o asemenea taxare, dar cu siguranță trebuie analizat foarte atent din punct de vedere juridic, pentru că toate propunerile pe care le-a făcut până acum România au picat la Curtea Europeană de Justiție. Nu v-ați conturat o părere? Adică... O secundă, pot să intervin și eu puțin? Sigur. Sunt de acord cu o taxă auto, nu sunt de acord să fie o taxă auto generalizată în care motorul meu este luat și zice datul poluezi atâta. Nu. Să plătesc taxă în momentul în care mi se face o măsurătoare corectă, reală, nu forțată, cum se mai întâmplă pe la RAR, doar de dragul de a scoate ție în obse, să fie anumite norme și de măsurătoare, să se facă niște măsurători reale, pentru că eu poate am o mașină nouă, de care mi-am bătut joc, scoate foarte mult fum, poluează mai mult decât orice altă mașină, dar voi fi încadrat într-o divizie unde voi plăti foarte, foarte puțin față de cât poluează mașina. Nu, taxarea să se facă pe poluare, cum se face în alte țări. Nu să se zică între anul cu tare euro 2, euro 3, euro 5. Nu, cât poluează mașina efectiv. Nu normă euro și așa mai departe. Efectiv, pe măsurătoare, cât poluează mașina. Pentru că, cum v-am spus, o mașină poate să aibă motorul în parametri sau poate să nu aibă. Cum s-ar stabili asta? La fiecare ITP sau la ce? Teoretic aveți dreptate. Practic este imposibil să... Și acum la ITP se măsoară noxele. Teoretic aveți dreptate. Practic este imposibil să verifici fiecare mașină din trafic. Deci nu există sistemul de pe lumea asta care să poată să verifice real-time fiecare mașină care circulă, dacă corespunde cu poluarea de la ITP sau poluarea este aceeași care a fost dată din fabrică. Deci trebuie cumva un sistem funcțional. Eu sunt convins că toate propunerile sunt de analizat, însă fiecare are și câte o hibă. Dacă mergem pe poluare, așa cum spune și ascultătorul nostru, dar nu circulă mașina, plătesc o taxă în funcție de încadrarea mașinii, dar poate mașina stă în curte. Dacă plătesc în funcție de noxele emise la... deci nu se poate lega de benzină, de exemplu. Deci lucrurile sunt complicate, dar trebuie analizate și sunt soluții europene care pot fi implementate. Unele dintre ele sunt de plan local. Adică putem să spunem că anumite zone din oraș sunt cu poluare redusă și acolo accesul este permis doar anumitor categorii de mașini. De exemplu, doar mașinilor sau transportului public în comun electric sau doar mașinilor euro nu știu cât sau doar în anumită perioadă. Deci pași trebuie făcuți pentru că în ritmul acesta nu vom reuși să gestionăm poluarea aerului din marile orașe. Suntem cu ministrul mediului Barna Tanțoș la Deșteptarea României. O să luăm publicitate acum. Știu că Dan și Dragoș sunt pe fir. Știu că sunați în continuare. Emisiunea se prelungește după ora 14 și o să fim și pe Facebook. Așteptăm întrebările voastre. Care este urgența de rezolvat a Ministerului Mediului? Ne întoarcem în câteva minute. Deșteptarea României, un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.
Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Revenim în direct la Deșteptarea României. Ministrul Mediului Barna Tanțoș este alături de mine. Nu uitați că toate aceste teme pe care le discutăm noi astăzi sunt reluate și discutate. De fapt, am anunțit și detaliat cu mulți specialiști la Misiunea Verde, cu Teddy Păun și Mona Nicolici. În fiecare duminică la 12 aveți un program dedicat mediului și păstrării curățeniei în România, dacă vreți. Imediat revenim la telefoane. Să nu uit să vă întreb, că spunea cineva pe Facebook, domnule ministru, dar cetățenii de la țară, cum se vor înțelege cu acest program de garanție returnare? Adică ei vor plăti când vor cumpăra, dar ajung acele automate și la ei și la țară? La țară n-ar trebui să fie automate la magazinele mici, acolo colectarea se va face manual. Mai mult ca sigur, sistemul care va fi construit va permite identificarea unor semne distinctive, coduri de bare speciale de pe sticlele care pot fi returnate în SGR și fiecare magazin care în momentul de față, conform propunerii, fiecare magazin care de peste 50 de metri pătrați are obligația acceptării ambalajelor returnate. Ele se pun în niște saci speciali și ajung în același sistem în care ajung din automate. Ne întreabă lumea la fel pe Facebook și despre programul Rabla electrocasnice. Că, na, e important, mulți avem prin casă lucruri de returnat, de dat. Am aprobat săptămâna aceasta în ședința de guvern bugetul pentru AFM. Pornim luni cu rablele pentru auto, după care săptămâna viitoare lansăm și rabla electrocasnice. O să avem trei grupe de produse, astfel încât cei care doresc să cumpere televizoare să nu concureze neapărat cu cei care doresc să cumpere frigidere și să avem și o alocare care să aibă în vedere principiul de reducere a consumului de energie electrică, pentru că vom începe cu cele mai mari consumatoare de energie electrică, frigidere, mașini de spălat, mașini de spălat vase și haine, astfel încât suma consistentă să meargă spre aceste produse, după care vom continua probabil cu televizoare, laptop și tablete. Aici vom aloca sumă substanțială, astfel încât familiile care au în online copii să-și permite să cumpere laptop și tabletă pentru ei și urmează celelalte produse de aer condiționat, mașini de uscat, rufe și mai este ceva, mai este un articol. Revin o secundă, deci un ajutor pentru familiile care fac școală în online, nu? Copiii fac școală în online. Pentru că situația este asta un ajutor, așa este. Se poate repeta situația asta și cu siguranță ne vom întâlni cu ea și în toamna viitoare, adică vor fi unii copii care vor face școală online. Deci, tehnic, explicați un pic chestiunea asta ca să... Deci fiecare persoană care predă aparat electrocasnic poate să beneficieze de acele vouchere de 400, de 500 de lei și să le folosească pentru a cumpăra un articol nou cu consum redus de energie. A fost o provocare interesantă pentru că anul trecut s-a schimbat și încadrarea de eficiență energetică la nivelul Uniunii Europene și ar trebui să regândim un pic programul. Dar lucrul cel mai important este că avem două aspecte în vedere, reducerea consumului de energie electrică și pe partea de laptop și tabletă să asigurăm și un sprijin pentru aceste familii. Nu aș dori în niciun caz ca acest program să se transforme într-un program de cumpărare de televizoare. Pentru că dacă lăsăm liberă concurența din acest punct de vedere, o să avem 60-70% doar cumpărări de televizoare și nu este obiectivul nostru. Obiectivul nostru este să reducem în gospodării consumul de energie electrică și să asigurăm acest sprijin în perioada de pandemie. Mulțumesc pentru acest răspuns. Ne întoarcem la dezbatere 0372069599. Din punctul tău de vedere, ce urgență trebuie să rezolve Ministerul Mediului? Dan, salutare! Bună ziua, vă salut domnul Cătălin, vă salut domnule ministru. Bună ziua! O întrebare foarte simplă. S-a introdus această taxă de gunoi care se plătește odată cu impozitul la primărie. Cetățeanul obișnuit, ce interes mai are acum să facă colectare selectivă, având în vedere că plătește aceiași bani, indiferent că are o pubelă de gunoi în care pune tot sau are șapte pubele de gunoi în care le pune separat?
Varianta cea mai scumpă este să nu facem colectare selectivă, pentru că această taxă, chiar dacă este una unitară la nivel de UAT, la nivel de comună sau la nivel de oraș, depinde de costul colectării. În costul colectării intră toate cheltuielile, dar intră și veniturile pe care le poate realiza acel operator. Acel operator, dacă nu poate să recupereze materiale, plastic, hârtie, carton, sticlă și celelalte care ies din gospodării, celelalte materiale, cu siguranță costul va fi mai mare și inevitabil această taxă unitară la nivel de comună o să fie majorată, pentru că nu are altă soluție primăria decât să majoreze și să acopere costurile totale. Deci, în poziția aceasta, renunțăm la colectarea selectivă. Nu, nu. Colectarea selectivă, dacă nu se face, aceste taxe vor crește și vor fi majorate de primărie. Deci primăria are tot interesul și cetățeanul are tot interesul ca această taxă să fie cât mai mică, iar reducerea taxei se poate face exact prin colectarea selectivă și recuperarea și valorificarea materialelor din gospodării. Yes. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Operatorul de gunoi, care la ora actuală nu sunt de mai mult de 10-15 firme în toată țara, nu au niciun interes să facă această colectare de moment ce ei își iau banii. Operatorul, când a câștigat dreptul de a presta aceste servicii, s-a angajat să facă posibilă colectarea selectivă. De fiecare dată, și sunt convins că și la dumneavoastră în localitate, operatorul s-a angajat să facă posibilă colectarea selectivă, să strângă hârtia într-o zi, să strângă plasticul într-o altă zi, să strângă menajerul care nu mai poate fi sortat într-o altă zi. Ideal ar fi ca fracția umedă să fie tot timpul colectată separat, fracțiile uscate separat. Trebuie să știți că la un centru de sortare se ajunge la o sortare până la 17 fracții. Plasticul pe 7-8 fracții, sticla separat, fierul separat, aluminiu separat, cartonul separat, hârtia separat. Deci este o activitate minuțioasă, dar dacă pot să spun așa, un material de calitate înseamnă că în acea unitate, și am fost în asemenea unități, nu există miros practic. Se sortează plasticul pe 7-8 fracții, tipuri de plastic, cartonul separat. Deci este o activitate prin care se recuperează pentru industrie chiar material bun. Chiar dacă, că eu știu unde bate Dan cu chestiunea asta, chiar dacă multă lume vede că materialele alea se iau la un loc în mașina respectivă, dar am mai discutat despre asta, la un moment dat când ajunge la operator, se face selecția acolo. Din păcate, acei operatori care pun totul la un loc fac mare greșeală, pentru că după aceea, la sortare, materialul nu mai este de calitate. Deci, ideal este ca într-o zi când se vine pentru plastic să nu se ridice altceva decât plastic, când se vine pentru carton să se ridice carton, sau când se vine pentru menajer fracție umedă să nu se ridice altceva. Asta e mai scump. Este mai scump, dar și generează mai mult venit. Aha. Pentru că materialele pot fi valorificate. Mulțumesc tare mult. Dan, te rog. Asta este o întrebare. Da, mai aveam o întrebare. Te rog. Pentru că sunt în domeniu și lucrez în acest domeniu. Și am un contract cu un UAT. Până acum mă duceam și colectam selectiv, efectiv totul, și nu aveam un tarif. Îmi scoteam banii efectiv din procesare. Mai nou, datorită aplicației SIATD, nu o să mai pot să fac acest lucru, deoarece introducerea datelor în SIATD trebuie să le facă primăriile. Iar aceste primării nu au personal și nici nu vor să se complice cu această problemă, cu semnătură electronică, cu înregistrare, cu... Deci, într-un alt fel, în acest moment, noi, ca și, efectiv, ca și colectori privați, dacă vreți, așa, în zonele unde nu sunt operatori de gunoi, am fost scoși din cărți. Deci, probabil că asta s-a și urmărit până la urmă. În niciun caz, serviciul public trebuie contractat oficial cu primăria. Primăria care a contractat aceste servicii are obligația de a introduce datele în sistem și pentru acest lucru se plătesc 40 de lei prin care trebuie să asigure exact aceste servicii. Deci, o primărie care respectă legea introduce datele în sistem și dacă dumneavoastră ați colectat selectiv, ați făcut un serviciu
foarte bun, a prestat un serviciu foarte bun, ceea ce este de lăudat. Dan, mulțumesc tare mult, am nevoie să trec mai departe. Dragoș, bine ai venit la Deșteptarea României. Nu știu, da. Dragoș, te auzim slab, vorbește un pic mai tare. Bună ziua, din Sibiu vă deranjez. Sunt membru pescar de ani de zile pe Olt și aș dori să vă aduc la conștiință că scrisul Natura 2000 din munții Făgărașului va dispărea o mică deltă printr-o exploatare de pietriș care se începe acum, în curând. Nu știm cum să salvăm AJVPS-ul, toți cei care facem demersuri, am făcut demersuri, am luat numai bobârnace și nu știm unde să ne mai adresăm să salvăm această mini-deltă care s-a format pe Olt de peste 40 de ani. În studiul care l-am citit, făcut de o doamnă, pentru firma respectivă, arată că urmează să se exploateze peste 150.000 de metri cub de balast. Și ni se spune că se decolmatează în interesul nostru, al pescarilor. Decolmatare prin exploatare, așa s-a obținut. Insulele acestea, pe 3 km, o să dispară. Și nu știm efectiv cui să ne mai adresăm. Să salvăm păsări ce s-au format, pomi, tot ce este. Nu știm, toate demersurile care le-am făcut la hidroconstrucția, la Ape Române, tot nu mai avem ce să facem. Autorizații. Deci de ce sunt bune aceste emisiuni organizate de domnul Striblea? Nu știm cui să ne adresăm. Rugămintea mea este o problemă, da, și numai un pic să... Okay. A doua problemă, noi pescarii sportivi nu suntem reprezentați în ministru, doar industriașii sunt reprezentanți. Vocea noastră a pescarilor sportivi și celor care vrem să mai salvăm ceva din apele de pescuit și să, nu suntem ascultați. Doar mari industriați sunt ascultați, să știți. Da, acum vă ascultăm. Da. Asta e ideea. Acum am ascultat. Bănuiesc că există un AJVPS, parcă așa se chema, există, nu? Există, AJVPS au făcut demersuri, dar nu înțeles. S-au spus. Bun. Că sunt tolerați, de-abia sunt tolerați. Știi, rugămintea mea este să vă adresați... Sunt tolerați. Rugămintea mea este să trimiteți mie, chiar și pe Facebook, dacă doriți, sau oficial la minister, da, o sesizare... și mie, da, puteți să vă adresați direct și domnului secretar de stat SEB, dânsul se ocupă de biodiversitate și vă promit că luni, marți, o să trimitem un control acolo să vedem care este situația cu acea... Nu se poate așa ceva. Nu, cu siguranță vom verifica. Ne puteți scrie și nouă, să știți, în egală măsură, pentru că mi pare foarte interesant ceea ce ne spuneți, dar nu putem să le cuprindem pe toate. Mulțumesc, drag! Scrie mai departe, mă ajută și AJVPS-ul și alte organizații care vor să se implice. Vă spun sincer, ne este frică să facem o petiție și frică să dai drumul la o petiție, să nu fii sunat, să spui ai grijă, ce faci? Vezi că la tine pe X din PNL, pe X din USR, vezi că se dă drumul la autostradă, nu-i voie. Sunați la UDMR. Ne trebuie pietriș, că nu vă spune nimeni. Ne trebuie pietriș, să începem autostradă, ai grijă că firmele de casă se întâlnesc X judecători, procurori care au acolo case și tot, nu, tai din gură, nu te implica. Și mai bine să rămânem anonim sau să rămânem lași, nici nu știu cum să spun mai departe. Nici nu știu. O să trimit documentație, o să trimit pe Facebook și ce avem noi strâns, pescarii și ce bine că face oameni de bine. Bine că ne-ai sesizat și pentru asta există și puterea presei. Lăsați-l, Sorin, lasă-l pe Dragoș să-și termine cuvântul. Te rog, Dragoș. Sigurii membrii pescari, poate din sare, care fac anual curăță malurile Oltului. De-abia ne mai strângem câțiva pescari de curățăm malurile Oltului. Sunt tone de gunoi care le adunăm anual. Nu știu dacă știu, dacă se fac asemenea acțiuni în alte județe. Da. Și după o lună de zile e aceeași mizerie, nu suntem ajutați deloc, să știți. Dragoș, mulțumesc. Nu suntem băgați în seamă și eu mulțumesc. Să știi că nu sunteți singurii care faceți treaba asta. Foarte mulți oameni de bine auzeam de dimineață și la Deșteptarea, acolo unde faptele astea bune se și premiază. Era o doamnă din Botoșani care stătea pe malul Prutului și spunea așa că în fiecare primăvară și în fiecare toamnă, cu copiii și oameni din sat, merg pe malul apei și strâng toate mizeriile acelea, în general plasticul care ajunge în viețile noastre. Încerc să mă grăbesc puțin, mai avem cam 5-10 minute la dispoziție, dar timp destul să auzim pe Ruxandra acum. Salutare! Bună ziua
și bine v-am găsit. Bună ziua. Aș vrea să revin un pic la problema deșeurilor și a taxelor și a primăriilor din mediul rural, pentru că se vorbea de soluții pe care primăria să le implementeze sau de recuperarea banilor pe care cetățenii nu le plătesc. Și să vă povestesc o treabă care ar fi comică dacă n-ar fi tragică. Părinții mei dețin o căsuță de vacanță într-un sat din județul Ialomița, undeva după Urziceni, unde se duc îndeosebi pe parcursul verii, pentru că iarna, da, e o problemă cu încălzirea, care se face exclusiv pe lemne, și se duc în weekend sau în mini-vacanțe, sau, deci nu e un loc de rezidență permanentă. Chiar săptămâna trecută, mama mea s-a dus la primărie pentru a plăti impozitele și această taxă de gunoi. În condițiile în care, ca paranteză, compania sau cei care se ocupă de ridicarea gunoiului ne-au oferit pubelă, ne oferă saci în fiecare săptămână, deci dânsii se străduiesc să fie un sistem funcțional. Și doamna respectivă de la primărie i-a spus, a, doamnă, da, de ce mai plătiți gunoiul? Că dumneavoastră oricum nu prea veniți pe aici. Nu îl mai plătiți, doamnă. Poftim? Și mama s-a șocat un pic. A zis, stați un pic, că e vorba de 50 de lei pe an, adică plătesc impozit, plătesc lemn să mă încălzesc. Nu mă împiedic în ăștia. Și atunci întrebarea mea e, dacă cetățenii care sunt conștiincioși, sunt responsabili și se duc să-și plătească taxele, sunt încurajați de autorități să n-o facă. Ce pretenții putem să avem să fie recuperați bani de la cei care nu plătesc sau să fie constrânși în vreun fel să-și plătească aceste dări? Da, chestiune de principiu. Nu pot decât să sper că această situație nu se repetă și la alte comune, la alte primării, pentru că, într-adevăr, dacă s-a găsit o companie care să facă salubrizarea, dacă s-a găsit o companie serioasă care oferă și saci și pubele, da? Să da? Spui tu de la primărie, lasă, domnule, că nu trebuie să plătești, asta, sau nu trebuie să faci niciun efort, este reprobabil. Sper să fie un caz unic, să nu se repete și la alte primării. Da, dar nu putem fi naivi. E clar că nu vreți să știți câte deșeuri se ard în spatele curților, câtă irresponsabilitate e pe acest subiect. Și o altă problemă care, repet, se depărtează un pic de subiectul nostru, dar face parte din tablou general. Acolo, un număr mare de ore din cursul unei zile, apa este oprită. Știți de ce? Pentru că lumea nu plătește, o mare majoritate a cetățenilor care locuiesc acolo. Și primăria ce a zis? Păi dacă ăștia nu plătesc, noi nu avem cum să-i facem să plătească. Și atunci oprim apa pentru toată lumea. Adică eu care plătesc, tot n-am apă o mare parte din zi. Că așa s-au gândit să reducă consumul și să reducă daunele. Ce situație! Am mai auzit. Și repet, nu am auzit de la nu știu cine, e o chestie pățită de mine și de familia mea, o chestie pe care o trăim an de an. Și de asta eu tot ascult și aud tot felul de soluții care s-ar putea implementa și soluțiile care ar fi foarte bune și foarte eficiente, dar nu se respectă o condiție absolut suficientă. Implementarea lor de către autoritățile locale. Și e pierdere de timp. Și disponibilitatea noastră de a contribui. Ruxandra, mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Deșteptarea României. Ultimul care vorbește astăzi este Cătălin. Salutare, bine ai venit la noi. Salut Cătălin, sunt din Drobeta, sunt Severin. Câteva probleme, să zic așa, le punctez ca să fiu și scurt. Aș vrea, dacă se poate, parcările de pe marginea drumurilor să fie dotate cu pubele pentru gunoi, mai multe și mai mari, ceva de genul ăsta, astfel încât persoanele când, mă rog, se opresc, să zicem că aruncă acolo unde trebuie, să nu mai arunce unde nu trebuie. Una la mână. A doua la mână, ce vreau să văd dumneavoastră, un număr de telefon național, să zicem, unde se poate suna. De exemplu, eu în trafic văd o mașină care aruncă ceva. Am și eu unde să sun, să fie o chestie de asta, dar să se știe. Deci nu la 112. Că 112 preia și așa mai departe. Te trimite de colo-colo cu unde, până ajunge acolo unde trebuie.
Așa. Deci asta a doua la mână. A treia la mână. Aș vrea să știu și eu de ce neapărat și neapărat dacă vrei să faci un ăsta, un, cum îi zicem, prin Casa Verde, dacă vrei să faci, să spui panouri sau ceva de genul ăsta, de ce trebuie neapărat cadastru acolo unde, de exemplu, eu am o casă și nu-mi permit să zic, nu-mi permit să îmi fac cadastru, adică cadastru nu-mi trebuie decât dacă o vând, decât dacă fac un credit și așa mai departe. Deci neapărat trebuie să am cadastru în actele respective ca să-mi pun un panou solar sau fotovoltaic. Stai sau... o secundă aici să-ți răspundă. Așa. Deci, la prima întrebare, fiecare oraș, fiecare sat trebuie să să aibă grijă ca pe lângă parcări și pe stradă să existe pubele, să existe coșuri unde să se arunce gunoiul. Dar în Tokyo, de exemplu, nu există coșuri de gunoi. Deci acolo societatea a ajuns la un nivel la care nimeni nu lasă în oraș niciun gunoi, duce totul, toată lumea acasă și sortează și are grijă. Dar, mai e un motiv pentru că diversele administrații nu vor să plătească pentru gunoiul celor aflați în trecere. Asta e o chestiune. Da, vă aduc aici la chestiunea legată de Casa Verde. Da. Casa Verde... Da. Dreptul de proprietate asupra unui imobil trebuie demonstrat. Altfel vine vecinul și face panouri fotovoltaice pe casa mea. Deci, singurul document care este opozabil din punct de vedere, juridic pentru orice altcineva în privința proprietății este extrasul de carte funciară. Înțeleg că este o problemă, este o singură instituție astăzi unde dreptul de folosință este recunoscut pentru a primi sprijin financiar, este APIA, plățile agricole pe suprafață. Eu sunt de acord, de exemplu, la împăduriri să încercăm să mergem pe acest principiu al folosinței, pentru că România, într-adevăr, este în urmă cu cadastrarea și foarte multe programe naționale s-au blocat din acest motiv, inclusiv împăduririle, dar la Casa Verde este o chestiune un pic mai complicată. Da, apropo de asta, programul e blocat pentru că îmi scrie multă lume aici că nu se fac decontările sau că sunt depuse documente de mult, îmi scrie lumea pe Facebook. Programul a fost deblocat în ianuarie, au venit companiile care au făcut acele proiecte pentru beneficiari și au început să depună proiecte, sunt foarte multe în evaluare și în plată. Înțeleg că sunt întârzieri, o să verific luni care este situația plăților pe programul Casa Verde. Două sau trei mesaje notasem, o secundă, Cătălin, două sau trei mesaje notasem și eu aici că la Casa Eficientă Energetic nu funcționează lucrurile. Mai multă lume ne-a scris în timpul ăsta pe Facebook. Sunt întârzieri în decontare cu siguranță pentru că s-a deblocat abia în luna ianuarie-februarie. Plățile ar trebui să funcționeze. O să facem luni o verificare la FM. Cătălin, înapoi la tine. Da. Și încă o problemă, bine, ține totuși și de mediu. În Drobet, nu știu dacă se știe, deci pe plan local se știe de către autorități. În Drobetatul Severin, în intravilanul localității, funcționează o stână de animale, chiar lângă stația de tratare a apei. Eu, mă rog, am făcut sesizări și așa mai departe, a venit o dată sau de două ori, nu mai țin minte, acum câțiva ani, Garda de Mediu, a spus că totul e în regulă. Deci n-au fost esteptice, toate dejecțiile se scurg în pământ, etc. și așa mai departe. V-am zis și repet, autoritățile știu despre funcționarea ei și așa mai, toată lumea întoarce spatele. Nu înțeleg de ce nu se face. Deci este aproape, deci vă dați seama, intravilanul localității, deci nu e în afara localității. Sunt case construite, sunt nu știu de ce și cum poate să reușească acea fermă să supraviețuiască în ghilimele în situația asta. Okay. Deci în zona stațiilor de epurare pentru stațiilor de tratare a apei pentru apă potabilă există zone de strictă protecție, nu este voie să se desfășoare asemenea activități în zona de protecție a stației de tratare a apei. Exact, Drobeta Turnul Severin, săptămâna viitoare vom face o verificare cu siguranță. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Nu mai avem timp astăzi, dar uite, măcar eu aici promisiunea că
O să avem un număr unic aici, adică unde vă poate... O platformă unică? O platformă cu număr unic și cu posibilitatea sesizării cu imagini foto-video a unor aspecte semnalate și de ascultători. Asta se va întâmpla? Există un termen? Depinde de negocierile de pe PNRR. Cu banii europeni, deci și un termen mai lung. Și îmi dau seama că cel mai apropiat sau cea mai apropiată chestiune din tot ce discutăm aici este emiterea documentului SGR, nu? Chestiunea cu plasticul. Dar atenție pentru cei care se uită la povestea asta, după ce se emite documentul, va dura o perioadă... Un an și trei luni, perioada de pregătire, și se va lansa la un an și trei luni după emiterea actului normativ. Aha, deci când o să vedem primul recuperator de plastic într-un magazin. Ministrul Mediului, Barna Tanțoș, a fost astăzi alături de noi. Mulțumesc, sper că a fost interesantă experiența pentru toată lumea. Mi-e teamă că, însă, sau poate cu siguranță ar trebui să repetăm discuția asta într-un interval de timp. Cu cea mai mare plăcere, vă mulțumesc pentru invitație și le mulțumesc radioascultătorilor pentru modul în care se implică în aceste probleme. Eu cred că se întâmplă ceva în România. Am văzut în această primăvară foarte multe acțiuni coordonate de organe de media, de școli, de voluntari care s-au dus și au curățat râuri, lacuri, zone din fondul forestier. Deci se întâmplă ceva și eu am impresia că totuși această țară se trezește și începe să-și dea seama că doar noi putem să schimbăm ceva în tot ce înseamnă gestionarea deșeurilor și trebuie să fim mult mai responsabili cu toți. Mulțumim tare mult! Deșteptarea României revine pe 14 mai. Atenție, deschidem luna despre transporturi. O să inversăm un pic lucrurile. Prima dată o să vină la dezbaterea noastră ministrul Cătălin Drulă, dar asta tocmai pe 14 mai. Până una alta, vă doresc spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.